Salutare prieteni, bine ați venit la un nou video, eu sunt Gabriel și astăzi vom face un prime impresie cu Samsung Galaxy Gear S. Din punctul meu de vedere, cel mai bun smartwatch încă pe piață și desigur cel mai bun creat vreodată. Asta o spun din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, din modul meu de a utiliza un astfel de accesoriu și în primul rând și cel mai mult datorită ecranului pe care acest smartwatch îl are. Sau mai bine zis, datorită dimensiunilor. Este un ecran de 2 inci, de tip AMOLED, cu o rezoluție de 480x480 de pixeli, ceea ce îl face foarte mare pentru un smartwatch, dar în același timp, pentru stilul meu de utilizare și pentru lucrurile pentru care eu îl utilizez, este cel mai bun disponibil în acest moment. Într-adevăr, a apărut S2-ul din seria Gear, însă la niște dimensiuni de 1,2 inci a ecranului mi se pare absolut absurd de mic, cel puțin pentru necesitățile mele. Este un smartwatch destul de măricel, de bădăran, dacă vreți. Iese în evidență cu siguranță, toată lumea când vă va vedea cu el pe mână vă va întreba ce ceas aveți, cel puțin în cazul meu așa s-a întâmplat. Însă, deși are niște dimensiuni destul de mari, și așa cum am zis, este relativ bădăran, nu este greu la purtare pe mână, din contră, trebuie să recunosc, este ceasul care mie nu mi-a creat niciun disconfort, spre deosebire de celelalte ceasuri din gama Gear de la Samsung, de exemplu, care mă jena tot timpul pe osul de la încheietura mâinii. Cu acesta însă, fiind și curbat, nu am aceeași problemă, nu am acea senzație de disconfort și este cu adevărat o plăcere să-l folosesc. Însă, nu este doar un simplu smartwatch, este în același timp și un telefon. Puteți să introduceți, dacă doriți, o cartelă, să-l folosiți ca un telefon propriu-zis. Aveți funcție de apelare, aveți funcție de mesaje, aveți Wi-Fi, aveți NFC, aveți Bluetooth, aveți speaker foarte puternic. Din punctul meu de vedere, așa cum am zis, unul dintre cele mai bune de pe piață, dacă nu cel mai bun. Nivelul convorbirilor este excelent. Aveți browser de internet, aveți o sumedenie de chestii și desigur puteți să descărcați o grămadă de aplicații pe care să le instalați pe acest smartwatch. Cum am zis, pentru mine și pentru ce îl folosesc eu, este cel mai bun smartwatch în acest moment de pe piață. Asta și datorită funcțiilor pe care le oferă, dar în special datorită dimensiunii ecranului. Dacă vreți, mai în glumă, mai în serios, ceasul ăsta ar fi cel mai bun instrument de copiat pentru studenți în sesiune. Cel puțin eu așa îl văd. Avem de asemenea și certificare pentru rezistența la apă și la praf. Cureaua se poate schimba, se pot pune alte curele de alte culori. Bateria, îl folosesc deja de aproape o săptămână și ieri l-am pus pentru prima dată la încărcat. Deci, cu o utilizare, zic eu, medie, hai să spunem, obțineți garantat 3 zile durată de viață a bateriei. Eu ceasul îl țin conectat în permanență la telefonul meu, și anume la un Galaxy S6 Edge Plus. Primesc absolut toate notificările, mail-uri, Facebook, Instagram, Gmail și așa mai departe, Twitter. Deci absolut totul. Am pedometrul activat, foarte multe prostii pornite pe el și în condițiile astea eu îl pun la încărcat odată la 3-4 zile. Deci autonomie foarte bună, construcția de asemenea foarte bună, de bună calitate, într-adevăr nu este premium, însă senzația oferită nu este nici de cum de un produs ieftin. Ceea ce cu siguranță veți convinge în momentul în care îl veți căuta pe magazinele online și o să vedeți prețurile la care se comercializează acest smartwatch. Prețuri începând undeva de la
1200 de lei și ajungând chiar până la 1800, 1900 de lei. Este, cum am zis, scump, însă motivul principal pentru care este atât de scump este și faptul că poate fi folosit ca un telefon obișnuit. Cam astea ar fi primele mele impresii după aproximativ o săptămână de utilizare a acestui device. Voi face un review complet la momentul potrivit, probabil peste încă vreo 2-3 săptămâni de utilizare intensă, când voi apuca să-i testez absolut toate funcțiile. Până acum însă sunt extrem de satisfăcut. Am umblat foarte mult după acest ceas, mi l-am dorit încă de când a apărut. Am folosit altele între timp, tot de la Samsung, așa cum bine știți din videourile mele, însă ăsta pentru mine este cel mai bun și va rămâne în continuare. Mi-aș dori ca Samsung să scoată ceva tot în acest stil, cu specificații oarecum mai bune și de ce nu să încerce în, hai să spunem, în dimensiunile celui de aici, să încerce un display chiar mai mare. Hai să zicem un 2,55. Loc ar fi, însă depinde foarte mult de cei de la Samsung. Mulțumesc de vizualizare. Până data viitoare, ca întotdeauna, numai bine. Pace!